place să conduceți activitatea? Am câteva aspecte din viața de militar și ceea ce înseamnă cazarma noastră, instituția noastră în sine. Mi-am este colegul meu, domnul ajutant principal Urcea. Inițiem acest elegant traseu cu vizita la Galeria Comandanților, după care o să intrăm ușor pe traseu, vedem un dormitor. Mă gândesc că ar trebui să aveți și voi acasă, da? Așezat frumos. O să mergem spre sala de sport, între timp o să vedem și un exercițiu demonstrativ. De asemenea, o să vedem după exercițiu demonstrativ sala de sport, modul cum e echipată, după care ușor-ușor o să ajungem la o expoziție de armament și echipament, unde o să aveți posibilitatea să interacționați cu tot ceea ce înseamnă armament de dotare armate, aproximativ, că să luăm chiar toate tipurile de arme. Bineînțeles că o să aveți posibilitatea să vedeți și în parcul rece câteva tancuri de când al doilea război mondial până aproape de prezent, da? Și ușor, ușor o să ajungem și pe platoul central, unde putem să facem o scurtă fotografie de grup, să zicem, cu toate elementele de final, unde veți împărtăși impresii. Uitați să întrebați de fiecare dată dacă puteți sau nu face fotografii. Aștept, da? Bine, o să anunțăm noi. Am întrebări până acum. Nu există întrebări? De, atunci, haideți să începem. Vă rog. Vă rog, o să... mă ascultați două secunde. O să vă prezint un scop istoric al acestei școli, acestei instituții, care este unicat pe Estul Europei. Singura școală care mai este similară cu cea care, în care vă aflați, mai este în Germania. În rest, în Europa, nu mai avem așa ceva. O să vă fac o mică prezentare, o să vă fac un mic briefing, după aceea o să mergem pe traseul de prezentare. Aveți voie să faceți poze în interior, în principiu, și aici în fața, ca să faceți o poză de grup, după aceea nu ne mai întoarcem, pe aici o să mergem pe altă parte. Acum o să vă rog frumos să veniți după mine în această sală, intrăm cât mai respirați ca să intrăm toți și o să vă mai fac o mică. Haideți! Și cei care mai stau afară, intrați și unul mai lateral, așa ca să căpăm toți. După aceea o să ne despărțim pe două grupuri ca să ne fim mai ușor. Haideți și care sunteți afară, intrați și voi. Da. Bun. Ca o mică prezentare, sunt șeful de club și sală tradițională a acestei unități, preotul principal Dulce Maria. Activez în această instituție de peste 25 de ani, deci am oarecare experiență în această instituție. În această sală veți găsi pe pereții acestei săli, în partea dreaptă a noastră, placa de onoare a șefilor de promoție. Și fiind de promoție sunt cei care sunt cu media și cu rezultatele cele mai bune la învățământ și la activitățile specifice armatei și sportive. Iar numele lor este gravat în aceste plăci de marmură ca o onoare ce li se face pentru că au avut mediile cele mai mari, cele mai bune. Trofeele pe care le-a cucerit echipa noastră sportivă și lotul sportiv și echipa cu care participăm și la concursuri și festivaluri culturale. De asemenea, în partea stânga noastră se află placa de onoare a comandanților acestei unități din 1960 până în prezent și cu fotografiile de la stânga, la dreapta și de sus în jos cu comandanții care au fost la comandă la aceste instituții. De asemenea, vreau să vă fac precizarea că unitatea noastră are o vechime mult mai mare, 1863 este anul
pe care îl sărbătorim anul acesta, acum 60 de ani, pe 12 octombrie, dar pe această locație figurăm de din 1960 încoace. Instituția a fost înființată, prima școală de subofițeri la Iași, din copii de trupă, iar ulterior ea s-a transformat, s-a mutat, s-a relocat până în 1960, când a luat ființă pe această locație. O să vă mai prezint de comunicare. Sunt patronul spiritual al acestei unități, este Basarabul I, este patronul nostru de suflet și spiritual. Fiecare mare unitate din drapele care le vedeți fac parte din galeria drapelelor NATO. Facem parte din structurile NATO, după cum știți, și din structurile UE. Încercăm prin elevii noștri care îi instruim și de eforturile pe care le depunem să facem față încercărilor. O să mergem afară. Aici putem să facem sigur. Și la mine, da? Și aici, în jumate. În regulă, mulțumim. Haideți să ne deplasăm ușor către primul. Deci sunt 10 dormitori, da? Uitați-vă că fiecare are cât un dulăpior aferent. Puteți să deschideți un dulap să vedeți cum sunt așezate lucrurile în dulap. Deci viața de militar presupune astfel de dormitori. Mă gândesc că... Da, 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 sunt așezate într-un fel, vedeți? Observați? Așa le aveți acasă? Ia să luați model, dacă vreți să ajungeți peste un număr de ani, să fiți colegi cu noi, da? Mare atenție la treaba asta. Bun, aveți întrebări? E minunat. Totul e ca pe roze, da? După o vârstă e ca pe roze. Ne apropiem de ele chiar să facem câteva fotografii. Bine? N-avem voie. Ai 34 de care poate ați auzit. Și a câștigat din ce motiv? Sau care a fost tatuul acestui T-34? Multitudinea de bucăți produse. Adică au fost produse undeva la 22.500 de bucăți, în așa fel încât au copleșit inamicul prin atât de multe tancuri cât au putut să producă, da? Un tank relativ simplu care a permis să intre în luptă și oameni mai puțin instruiți, ca să zic așa, da? Germanii, ce anume? Tank, mai, ceva mai, deci nu următorul celălalt, este un vânător de tancuri, este un autotun, Iosif Stalin II. Puteți să-l observați, da? Nu, nu sunt funcționale, sunt doar pentru pentru învățământ, ca să zic așa. Să vedeți cam cum arată și cum a fost proiectat. Uite, și da, e foarte îngustă și o să vedeți acolo un tank. Poate că este un autotun. Hai, da? E gratis și nici nu te-ai bani. Bate 8 versus 2, ce mai bine?
Și aici, deci voița înălțători și cuiul cătării să fie pe aceeași linie, da? Și exact cu scop. Bravo, păi asigură-mă, asigură-mă. Nu, nu, nu. Asta când îmi regrezi. Deci, să poți să-l muți. În funcție de cât de parte e amic, te uiți. Și la 10. În fiecare e video să vină. Gata, mulțumesc mult. Alina, ați observat? De ziua ce m-am gândit. Dădi, nici nu mai știi ce să zic. A luat cu emoții. Avea care vreau să zice? Hai de eu! Ține arma. Acolo. Degetul. Aici, da? Ține mânuța. Aici, da? Dezasigurăm. Ia mânca, ia mânca. Deci avem posibilitatea să ne jucăm și cu alte tipuri. Merge pe sala de sport. Gata! Și ce mai târziu, da? Nu, nu, că nu se mai stau prea mult. Așa, ține cum trebuie. Pare așa sigur pe tine, un fel de Rambo, varianta românească, da? Probabil viitor coleg. Probabil, dar e cam grea. Bă, ce e asta? N-ai cum. Pe viitor, dacă vreți, poate fi mai mulțare, vă aștept un drum la cercetare experimentală. Da? Dacă aveți întrebări? Da, ce întrebare? Sunt sportivul dumneavoastră? Care face sport? Ce, tenis sau scâmb? Și ca să intrați în școala militară, știți, da? Trebuie să dați la pregătire fizică, dacă nu, este una din probleme maturi, da? Aici încercăm să dezvoltăm, să aducem pe toți militari la același nivel de pregătire fizică. Ca să facem prin rotație. Puteți vedea o sală de forță unde se pregătesc elevii și cadrele, da? Pentru masă musculară, pentru tot ceea ce presupune un antrenament cu astfel de greutăți, cu astfel de aparate, da?
Cred că nu e o surpriză, ați mai văzut de atâtea ori, da? Bineînțeles că voi trebuie să le atinge, să vă jucați cu el. Nu e cazul de ușor să vă lupiți. Chiar îmi spuneam coleg mai devreme care e așa mai din uniform, dacă poate să ia asta și a spus, păi nu, hai să iei doar pată, că poate fi necesar. Da? Destul de greu. Uite, fetele se aranjează, au găsit oglinzi, foarte bine. Aveți întrebări aici legate de fitness, da? Îmi place fitness-ul, da, să te înțelegi. Haide, vedeți că îi dau drumul, da? Lasă-mi a doua. De, bun. Bravo. Hai, cine mai vrea? Eu! Ușor, da? Da, ne aflăm în sala de tradiție a acestei unități, sala de tradiție care este inaugurată din 1920. Nu, luați-o de la capăt. Merge. Deci ne aflăm în această sală de tradiții, sală care a fost înființată în 2020, sală de tradiții care cuprinde istoricul și câteva din elementele pe care le-am putut aduna în 20 de ani. Și au fost aranjate cronologic și în funcție de importanța lor în vitrine, istoricul pe aceste planșe și câteva din decorațiile și ordinele care au fost emise ale fostului comandant al acestei unități, general Dumitru Florea. A fost multe greutăți pe care le-am întâmpinat în realizarea acestei sări, dar am reușit să facem această sală în funcție și de spațiul pe care l-avem alocat. Această sală este doar partea de istorie, mai avem încă o sală care este partea de tehnică militară cu care s-au luat elevii noștri și o să mergem și acolo să vă prezentăm. Și acum haideți să vă prezint și câteva din elementele acestei sări. Aici avem drapelul de identificare al unității, acesta este cel care este în vigoare, iar celelalte sunt cele care au fost anterior la acestui drapel. Pe pereți avem istoricul acestei unități de la 1960 pe actuala locație, dar noi ființăm ca școală de la 1863.
Anul acesta facem 160 de ani de la înființare, la 12 octombrie, iar în vitrine avem câteva poze și documente donate de veterani și de foste cadre ale acestei unități, pe care le-am strâns și le-am aranjat cât de cât cronologic în funcție de vechime și importanța documentelor. Avem de asemenea portretul lui Basarab I, care este patronul spiritual al acestei sări și al acestei unități, iar în plan îndepărtat avem ținutele de ceremonie și de serviciu a doi foști comandanți ai acestei unități, ținuta de ceremonie a domnului colonel Rădulescu și ținuta de serviciu al domnului general Dumitru Florea. Avem de asemenea vechile manuale pe care s-au instruit în timp elevii acestei școli și câteva documente foarte vechi care au fost donate de foste cadre ale acestei unități. De asemenea, avem ordine și medalii cu valoare foarte mare pentru această unitate. De asemenea, mai avem obiecte și însemne de heraldică pe care le avem aprobate de la Ministerul Apărării. Și, de asemenea, avem și steaguri de identificare ale unităților care au înființat aici, în această unitate. În plan îndepărtat avem fostul drapel de luptă, drapel de luptă care, la ora actuală, are valoare istorică, iar cel care este în vigoare se află în biroul comandantului. Fiecare obiect care are o însemnătate istorică ajunge automat în patrimoniul acestei sânt de tradiții. Patrimoniul care face parte din patrimoniul Muzeului Militar Central, care de asemenea face parte din patrimoniul național. Deci orice element care intră în compunerea acestei sări face parte din patrimoniul național. Mergem? Păi nu, vreau să explic asta. Păi nu, explicați că eu filmez că vă auziți. Da, da, ne aflăm în sala tehnică a sălii de tradiții. Aici avem expuse pe categorii artilerie, câteva arme cu care s-au instruit și care se instruiesc și în prezent o parte din personalul școlii. Avem cea mai veche armă, o carabină care a fost în 1928 și război mondial și câteva elemente de artilerie de observare. Iar în partea aceea avem câteva elemente de logistică, de alimente și cazarmament. Iar ca un element de noutate avem și o pereche de bocanci care se foloseau în anii 50 cu ținte pe talpă ca să se audă pasul de defilare, care s-au scos ulterior. Avem de asemenea câteva elemente de gen chimic, măști care au fost folosite și care ulterior au fost schimbate, modernizate cu altele mai actuale. Iar în partea din planul îndepărtat avem zona de comunicații, transmisiuni cu telefoane de campanie care funcționează prin legarea lor cu centrala, prin firul acela pe care îl întinde soldatul de la un telefon la centrală. De asemenea, aici avem cea mai veche piesă de muzeu pe care o avem aici, un grup de halebardă din secolul al XVI-lea. Iar aici avem câteva elemente de auto și psihologic, pentru că fiind școală de tancuri și auto, ulterior doar de auto, am avut în pregătire și șoferi. Și la ora actuală avem școală de șoferi. Acestea sunt câteva din elementele pe care am putut să le expun în această sală. De conserv, că altfel nu mai poate fi folosită. Se bagă lere, se bagă arme și se verifică dacă... Acesta este un teodolit cu care se măsoară distanțele pe hartă și în funcție de distanțe se fac hărțile acelea de...
altă treabă. Da. Așa este.